שאתה פינץ ונית לאונו ובמסש קריסטינל יואנל פריסה קארו. În buna tradiție locală avem multiple vernisaje la aceeași oră și cum nu ne putem derula, o parte din prietenii fideli ai arților plastice au venit să-l susțină pe Cristinel Zacaru, un binecunoscut artist nemțean. Totuși să amintim faptul că a urmat liceul de art Victor Brauner din Piatra Neamț, Roman Cantin, apoi după ce a absolvit Facultatea de Art Monumentală, iată, acum profesor gradul întâi la Clubul Copiilor din Roman, furnizând liceului care l-a propulsat spre această nobilă meserie, elevi buni, foarte bine pregătiți, cum ar fi și Răzvan Răucescu. Despre mulțumim clasei a 10-a că a întărit aici rândurile publicului. Foarte bine, țineți-o tot așa, participați la vernisaje, dacă vreți să vă familiarizați cu acest eveniment de mare însemnătate în viața unui artist, să știți și voi la rândul vostru ce vă așteaptă, cu ce vă veți confrunta și la ce standarde trebuie să tindeți și să ajungeți. Da. Nu e prima dată când prezint o expoziție semnată de Cristinel Ionel Prisacaru, fie că a fost în aceeași sală sau la Roman, la galeriile de artă din Roman ale doamnei și domnului Păduraru. Ne aflăm în fața unui artist pe deplin format, deși de-abia la anul îi vine sorocul. Adică n-am făcut altceva decât să-i traduc vârsta în limba rusă, unde soroc înseamnă 40. Deci la anul va împlini 40 de ani, prin urmare poate să fie din nou coleg, mai întârziat un pic, cu tânăra generație prezentă acum, care, iată, dintr-o solidaritate juvenilă, vine să-l susțină. De fapt, m-am întâlnit ieri cu Cristina și i-am spus să vină, pentru că, până la urmă, un vernisaj este un eveniment pentru toată lumea, nu numai pentru artist, ci și pentru public.
Și am admirat întotdeauna, și artistul Romașcan trebuie să o facă și el, solidaritatea profesională și sufletească de care dau dovadă artiștii plastici. Iată, cei mai mulți dintre cei prezenți sunt colegii domniei sale, fie că e vorba de tabere, fie că e vorba de expoziții colective sau pur și simplu de PNL. Expoziția de față cuprinde lucrări mai vechi și mai noi, dar unificate sub imperiul unei suprateme, și anume timpul. Timpul este poate singura temă absolută, de-aia am și numit-o supratemă, pentru că toate celelalte teme, literare, plastice, muzicale, se subordonează timpului. Până și destinul, nașterea, moartea, căsătoria, toate tainele firii se întâlnesc în timp. Rezolvările artistului sunt multiple. De la un timp mitologic, așa cum apare într-o sirenă, primul tablou din expoziție, dacă îl privim așa, și până la opere de artă, în care colajul devine primordial, cum e acea lucrare de lângă prietenul nostru Mihai Agape, unde pur și simplu o puzderie de roți dințate mărunțesc sau dimpotrivă refac timpul. Dar metafora obsedantă, ajuns aproape mic mit personal, este clepsidra. Pe vremea când eram profesor, am dat ca temă elevilor să spună ce reprezintă pentru ei clepsidra, și am promis că cea mai interesantă sugestie, idee, va fi premiată cu un 10 absolut. Nu vreau să vă transform nici măcar pentru o clipă în elevi, dar vă dau răspunsul. Cineva a spus, o clepsidră nu este altceva decât o vertebră. O vertebră a timpului. Și mie mi s-a părut atunci că e cea mai frumoasă definiție, pentru că clepsidra era vie, pentru că reumaniza timpul, chiar îl antropomorfiza și până la urmă păstra și ceva din forma inițială. Colegii au fost de acord că e cel mai bun și cel mai inspirat răspuns, așa încât, iată o nouă sugestie pentru o clepsidră viitoare, sugestie care vine de la un suflet curat de copil și o minte necoruptă de cultură. Oricum, veți vedea în această expoziție clepsidra în toate ipostazele. Când, încercând să scape de timp ca într-un inel al lui Mobius, cum e în lucrarea chiar din fața noastră, când, aglomerând imagini pe care nici retina nu le mai suportă, când, încercând să dea replica unei oglinzi, când filtrând ochi, pentru că până la urmă ochiul este perlă, este nisip, este cădere, cum e în acea inspirată lucrare, care sigur mai face și altceva. Sugerează ideea de trei, care deja este suficient pentru o față, pentru a da umanitatea. Deci uitați-vă la această lucrare, pe jumătate tristă, pe jumătate fantomatică, pe jumătate absolut tulburătoare. Sau dimpotrivă, transformat într-un acvariu, cum este această lucrare aparținând societății clepsidra, de câte înțeleg. Și până la urmă, clepsidra, redevenind etimologic ceea ce este de fapt. Pentru că clepsidra, în numele ei adevărat, este o curgere a apei, nu a nisipului,
aceea e nisiparniță, ceea ce e altceva. Că noi, din comoditate, am înlocuit apa cu nisipul și zicem că e clepsidra, asta e cu totul altceva. Deci, adevărata clepsidră este cea de acolo. Evident, sunt și alte sugestii ale timpului și dați-mi voie să interpretez în felul meu, absolut personal, și e dreptul dumneavoastră să o faceți la rândul dumneavoastră, acea piele de sagri. Există o poveste foarte frumoasă care spune că dorințele noastre seamănă cu pielea unui animal ciudat. Și de câte ori se îndeplinește câte o dorință, se mai micșorează acea piele. Deci iată o imagine a timpului foarte frumoasă de altfel și tragică până la urmă. Pentru că până viața noastră și dorințele noastre sunt totuși limitate. Alte ori însă, Cristinel are o viziune mult mai amplă asupra timpului. Pentru că, la urma urmelor, există două forme esențiale ale Universului cosmicizat. Nu mă refer la Universul haotic, cel lipsit de legi. Deci în momentul în care intervine legea, Universul are două reguli, spirala și sfera. Și pictorii știu foarte bine, atunci când lucrează în ulei, trebuie să fie foarte atenți, pentru că lucrările lor vor fi eterne, dar sunt supuse timpului, și anume dacă se lucrează în ulei, uleiul sfericizează și prin urmare va fisura lucrarea. Din această cauză, tempera sau goașa, paradoxal, este mult mai rezistentă în timp. Și iată aceste sfere, am putea spune chiar că sunt sateliți sau unei nouă sfere, pentru că, până la urmă, sfera din mijloc, sigur, este și mai mare, e adevărat, dar este o sferă gânditoare. Și, până la urmă, forța gândului întrece orice relație fizică, nu? Viteza luminii în vid e de 300 de mii de kilometri pe secundă, dar viteza gândului, cine poate să o măsoare? E imposibil de calculat. Și gândiți-vă numai la versul eminescian, părea un fulger neîntrerupt. Deci nici măcar lumina nu putem urmări. Organele noastre de simț sunt imperfecte. Ceea ce iarăși e semnificativ pentru creația artistului plastic este ceea ce numeam mozaicarea. Artistul vede cumplit și simte monstruos, ca să citez aproximativ un lucru spus de Caragiale, bine, el mai personalizat puțin, își dă seama că realitatea are mii de fețe. Deci, oricât am încercat noi un cal plat, nu vom reuși. Marea, în aparență, este liniștită. În realitate are valuri, are permanente suprafețe. Și atunci, nemergând pe pointilismul, care, sigur, nu a fost descoperit de Prisecaru, dar mergând pe acest mozaic, această dilatare a punctului până când devine mai mult decât perceptibil, este turburătoare și multe din reușitele lui se datorează acestei tehnici și avem aici cel puțin 6-7 lucrări absolut deosebite. De altfel, aici e de spus ceva. Cineva s-a întrebat cum a apărut mozaicul. Și un istoric al artelor a spus foarte simplu, s-au luat statuile grecești, s-au spart, s-au fărâmițat și ce a rămas a fost mozaicul.
Evident, e un târg în tot ce se spune, dar am avut ocazia să văd într-o excursie recentă prin Balcania un mozaic absolut superb și am promis o copie lui Cristinel, deci o declar public, o arca lui Noe, absolut extraordinar, într-o biserică și, într-adevăr, acolo mozaicul părea viu. Avea impresia că arca își păstrează, își depășește bidimensionalul, redevine tridimensional și așteptai să vezi leul și norocul urcând alături de alte animale care deja erau în această arcă, cum ar fi girafa, în această arcă și, evident, remarca cuiva a rezistat imaginației noastre, arca lui Noe, pentru că era făcută de un amator. Când au încercat profesioniștii să facă o arcă, au dat Titanicul care s-a scufundat. Deci, iată că lucrurile eternele pot face cei cu inimă curată, nu neapărat cei care știu niște reguli, mai mult sau mai puțin geometrice sau fizice. Un alt lucru pe care vreau să-l remarc este faptul că multe, foarte multe din aceste lucrări se găsesc în cărți. Și adresez o invitație directă colegilor pictori să ilustreze cărți. Este un mod sigur de a-și salva încă o dată opera și în același timp de a face o carte frumoasă care nu numai cinste cui te-a scris, ci și cinste cui te-a ilustrat. Deci, foarte multe asemenea lucruri. Și ca un argument suprem, vreau să vă spun că la Dubrovnik am avut ocazia să văd o expoziție Dalí cu ilustrații la câteva din cărțile celebre, cum ar fi Divina Comedia sau Tristan și Zolda sau Iliada sau Alice în Țara Minunilor. Vă spun, absolut cutremurătoare erau acele imagini și erau replica plastică a unor cărți care categoric intră în topul 1000 de cărți. Deci, ilustrația de carte nu trebuie să fie nici într-un caz o cenușăreasă. Și e de față din Ucuminiuc și să ne amintim de experiențele sale absolut deosebite, realizate împreună cu Emil Nicolae, cu ani în urmă, când un om de hârtie sau un om de stârnea entuziasmul și păreau lucruri inedite. Sau acea lucrare care e lângă hârtie și care ne amintesc de operele imperfecte ale lui Nichita, ilustrate de Sorin Dumitrescu și făcute. Deci, mi se pare că ilustrația de carte tinde tot mai mult să redevine ceea ce a fost, pentru că, până la urmă, este multă artă și acolo. Foarte interesant ce tip de grafician, pentru că vorbim acum în primul rând de graficianul Cristinel Ionel Pisacaru, este el. Ar spune că, paradoxal, reunește doi graficieni total opuși. Unul ar fi Domie. O să-mi spuneți, păi, unde e Domie aici? Nu e. Dar vă asigur că este un caricaturist redutabil. Singura reminiscență este acea floare care crește dintr-o grenadă de mână, nu? Grenada respectivă devine un vas. Și vreau să vă spun că nimic nu e întâmplător. Important este să știm să legăm lucrurile între ele. Vă spuneam că am circulat în Balcania, o experiență pe care vă doresc fiecăruia dintre voi, mai ales tinerilor.
călătoriți, vedeți cât mai multe lucruri. Sigur, dacă ar fi să ne referim la timp, aș spune că una dintre cele mai frumoase lucrări din expoziție este aceasta, în care arta parietală, arta paleoliticului, se găsește. Nu mă interesează mai puțin dacă e vorba de arta Mira, de Lascaux sau de Tesalis sau de, mă rog eu, avem și la noi în România, acești arcași, această vânătoare, această primă activitate agresivă și în același timp necesară a omului, tradusă sublim într-o operă de artă, care, aș spune eu, are ceva din eleganța unei stampe japoneze sau a unei, unui papirus egiptean. După cum, dacă e să judecăm și cu inima, nu numai cu mintea, o lucrare superbă este aceasta, în care găsim un cal. Calul este, poate, simbolul cel mai generos din, nu doar din plastică, din întreaga istoria umanității, pentru că el este un simbol psihopomp și perimorf. La urma urmelor, calul ne însoțea din drumul nostru terestru spre lumea adâncurilor. Din această cauză, la țară se mai păstrează caii mascați, deci cei care nu trebuie să vadă lumina diurnă, ci numai lumina întunericului, să spunem, și în același timp este un simbol al vieții. Deci șarpele preia funcția, la un moment dat, într-o frumoasă legendă simbolistică aceasta calului, și calul devine un simbol al vieții. Și iată cum, din această, cum să numim, această creatură și această creație. Pentru că dacă ar fi un om aici, ar fi sigur un centaur, nimic mai simplu. Și știți foarte bine, centaurii erau atât de înțelepți, cât îi învățau pe oameni să gândească, Chiron și ceilalți. Dar aici avem ce? Avem un turn de pază, avem spini, avem o întreagă istoria umanității, avem spirala, avem condensate câteva epoci de istorie. Un tablou, o imagine superbă. Pentru că ceea ce aș spune eu că definește arta de grafician al lui Cristinel Ionel Pisăcaru, sunt două lucruri clar distincte. Caricatura ne prezentă aici, dar vă asigur, la cel mai înalt nivel, deci după ani și ani de zile, eu țin minte niște caricaturi și mai țin minte că a organizat cu ani în urmă un concurs național, cel puțin de caricatură, și au răspuns foarte mulți, inclusiv primarul a venit și a premiat, deși era printre cei caricaturizați. Aș spune că n-a scăpat nimeni, nici Michael Jackson, nici Helmut Kohl, nici alte figuri. Și discutând înainte, mi-a venit o idee, surprinzătoare poate. Știți care e cel mai mare caricaturist al timpului, al lumii? Timpul. Pentru că el ne deformează. Ori caricatura se bazează exact pe deformare. Și atunci, într-adevăr, poate într-o expoziție și mai cuprinzătoare, să găsim și caricatura ca expresie a timpului. Și acest imaginar debordant. Îl felicit pentru curajul de a-și imagina lucruri imposibile, făcându-le posibile, făcându-ne să vibrăm, să aderăm la propunerile sale și până la urmă să ne aflăm în fața unui artist care
ne propune neliniști, transformându-le în liniștele noastre și demonstrând că posibilitățile omului de a visa, de a-și imagina, de a proiecta imagini este infinită. Îl felicit pentru expoziție, este una din cele mai unitare expoziții, repet, având o singură supratemă, în rest putem găsi orice pretexte, lumi, putem să ne găsim în lumile arabe, din O mie și una de nopți, să găsim acele baldachine, acoperișuri și așa mai departe. La un moment dat, unul chiar pare o rachetă care se desprinde de sol, deci imaginația lui rămâne intactă. Îl felicit pentru faptul că a rămas copil, pentru că numai copiii nu au niciun fel de opreliști când e vorba să-și imagineze ceva. Inclusiv vorbesc cu ei înșiși, pretinzând că vorbesc cu altcineva. Felicitări! Mulțumesc! Mulțumesc mult, domnule profesor, Lucian Stoi. Vă mulțumesc și dumneavoastră că ați venit în această seară și sunteți alături de mine. Ceea ce am propus eu aici, într-adevăr, este o temă foarte vastă, timpul. Fascinat de copil, fascinat de acest subiect. Tatăl meu este ceasonicar. Mi-aduc aminte cu drag, când eram mic, aveam la măsuța din balcon, el repara ceasuri cu ocheanul, așa, cu o lupă care o prindea aici, repara ceasuri, iar eu, în partea cealaltă a mesei, le stricam mai tare. Adică, știți că meseria se fură, eu nu am reușit să fur această meserie de ceasornicar, dar am rămas fascinat de ceea ce se întâmplă, de ceasul în sine, cum măsoară secundele, minutele, orele, ceva extraordinar. Și iată că astăzi v-am adus în față câteva lucrări, o parte din ele. Culmea... Iartă-mă, acum știi ce a trebuit să facă tata? Să-ți rupă lucrările ca să încheiați cercul, nu? Dacă vă uitați cu atenție, acolo este o clepsidră lângă Părintele Paiu, o clepsidră realizată chiar din piese, din piese de la ceasurile vechi. Da, pe care l-am stricat eu, da. Ce vreau să vă spun, culmea acestei expoziții este că nu am avut timp să o pun la punct prea bine, cum mi-aș fi dorit eu. A ieșit, într-adevăr,
destul de bine, zic eu, având în vedere că sunt 45 de lucrări propuse. 7. 47, da. 47 cu tot cu acele două. Da? Tehnici foarte variate, pix, acuarelă, tempera, acrilic, tot ce vreți, ulei pe pânză, liner și așa mai departe. Sunt aproape toate materialele găsite, chiar și cafea, da? Sunt unele lucrări realizate și în cafea. Deci se poate. Se poate face artă aproape din orice și cu orice. Cam asta am avut să vă spun. Vă mulțumesc încă o dată foarte mult și vă invit la un pahar de vin bun de la Gădință. Thank you.